În vârful muntelui se află bazilica dedicată Fecioarei de pe Muntele Carmel. Când intri, privirea îți urcă în sus, chiar acolo, în fața Madonei, iar sub altar se află grota Sfântului Ilie. Statuia de pe altar datează din 1931-1932 și a fost realizată la Genova, Italia, din lemn de cedru de Liban. Are ochi de cristal și un picior de bronz. Pe mână prezintă scapularul, un semn de devoțiune personală față de Fecioara Maria și de protecție din partea Fecioarei Maria față de cei care se roagă. Scapularul este un veșmânt, o sinteză a veșmintelor religioase, reduse la două mici bucăți de pânză care se află pe omoplați, una în față și una în spate, care ne amintește în fiecare zi că suntem consacrați Fecioarei Maria. Persoanele care poartă Sfântul Scapular doresc de asemenea să indice prin acest semn că îi cer Sfintei Fecioare Maria să le fie însoțitoare în viața lor. Compania de la sua vita. În fiecare zi, biserica este vizitată de pelerini și turiști din întreaga lume, atrași de frumusețea locului, dar și de evlavia față de Fecioara și Sfântul Ilie, care a crescut de-a lungul secolelor. În interiorul bisericii, pe pereți, se pot admira sculpturi în basorelief în marmură albă, care îi onorează pe cei patru mari sfinți ai ordinului, castelul interior al Terezei de Avila, ascensiunea către Dumnezeu a Sfântului Ioan al Crucii, sfânta de origine evreiască Edith Stein și prima sfântă palestiniană Maria Bawardi. Există de asemenea o pictură a Sfântului Simon Stock, care a primit în dar scapularul în 1251 la Isle Sford, Anglia. Podeaua bisericii amintește de valurile mării. Pe podea este reprezentată o stea mare în centru, indicând steaua mării. Qui siamo in una memoria storica molto preziosa. Naturalmente ne aflăm într-o perioadă de memorie istorică foarte prețioasă. O bazilică ca aceasta, toată ornamentată, decorată, este cu adevărat de o frumusețe incredibilă. În special, anul trecut, am terminat lucrările de consolidare a întregii părți superioare a cupolei, care este acum o adevărată minune. Di tutta la parte, diciamo, superiore della cupola, che adesso appunto è diventata una meraviglia. Pentru a celebra acest memorial liturgic, comunitatea carmelitană și franciscană, împreună cu numeroși pelerini și credincioși, s-au adunat duminică 16 iulie la Haifa pentru a o venera pe Maica Domnului de pe Muntele Carmel. Sfânta liturghie a fost prezidată de părintele Wojciech Bolos, gardianul Bazilicii Bunavestire. Carmelo oggi celebra quella che è la sua patrona, quella che è la sua. Carmelul își sărbătorește astăzi patroana și mama, iar noi, carmelitanii, o numim soră, un titlu special. Ne aflăm aici, în locul unde Ilie, părintele nostru, s-a refugiat, s-a rugat și s-a ascuns în caritate, adică în iubire. Și asta sărbătorim. În special, pentru Ilie este și o mare sărbătoare a Maicii Domnului și a Sfântului Ilie. Grandissima festa, no? La Madonna di oggi è Ilie. Pentru noi, cetățenii din Haifa, este cu adevărat un har să ne aflăm aici, în această zi a Maicii Domnului de pe Muntele Carmel. Cu siguranță avem o mare devoțiune față de Sfânta Fecioară și ea este ghidul nostru. Încercăm să o luăm ca exemplu, iar eu, ca mamă și soție, încerc să-i urmez exemplul cât mai mult posibil. O iubim și ne simțim privilegiați să ne aflăm aici, în Haifa, în această zi specială. Qui a Haifa, in questo giorno speciale.